Bună, lemurienii mei! Vlogul de astăzi va fi despre vlog și despre diete. Vreau să vă vorbesc totul. Nu! Bună, lemurienii mei! Vlogul de astăzi este despre vlog și despre diete. Aș vrea să încep de ce m-am apucat de vlog și cum este să faci vlog. De ce m-am apucat? Pentru că îmi doream de foarte, foarte mult timp. Și m-a reținut ideea de a nu fi perfectă, de a nu se uita nimeni la mine, de a nu da interes. Nu e așa, nu? Voi să nu aveți interes față de postările mele. Apoi, în timp, și vorbesc de ani, am realizat că părerea celorlalți nu prea contează când faci ceea ce îți place. Adică dacă eu vreau să postez pe YouTube și chiar fac asta cu pasiune, și este adevărat, deci fac asta fiind hobby-ul meu, nu ar trebui să-mi pese de ce spun ceilalți oameni sau că sunt alții mai buni ca mine și mai cunoscuți. Este normal. Trebuie să fac asta pentru că îmi place și pentru că o fac pentru mine. Am înțeles asta abia în anul 2020. Coronavirus! O săptămână înainte de carantină și m-am apucat și eu de vlog și apoi a apărut această problemă cu carantina care mi-a schimbat toate planurile și pot spune că mi-a îngreunat puțin situația aceea și totuși uitați-mă aici pe YouTube vorbindu-vă. Aș vrea să vă mai spun și că sunt foarte mulți oameni care mi-au spus că sunt foarte emotivă, că se simte emoția în vocea mea atunci când vorbesc. Nu mi pare rău de asta, așa sunt eu, îmi place să vă transmit sentimentele pe care le trăiesc atunci când vorbesc cu voi. De asemenea, eu nu am un script înainte, am o idee generală și apoi o dezvolt în fața camerei. Nu știu niciodată ce o să spun. Așa, să vă explic puțin cum stă treaba cu vlogul. Băi, faci vlog, îți place, dar te gândești că e destul de simplu. Bam, pui o cameră, bam, te pui pe tine în fața camerei, bam, începi să vorbești, filmezi și aia e. Ei bine, nu-i așa. Există un cuvânt pe care l-am învățat mai nou. Încă nu știu exact ce înseamnă, dar știu să-l pronunț. Adică, după ce filmezi, trebuie să bagi videoclipul pe un program și apoi să îl randezi. Ei bine, nu știu ce înseamnă această randare, dar aparent te ajută ca să puteți să vă uitați la 1080 sau 720 sau cât o fi. Da. Deci, randare. Ăsta e cuvântul pe care l-am învățat eu. Există o groază de ore în care stai să editezi un videoclip. Și în sfârșit am ajuns la subiectul care chiar vă interesează, adică dietele. Nu sunt de acord cu dietele. Ce vă voi spune acum este din perspectiva mea, este totul subiectiv, așa că nu o luați foarte personal, dar luați aminte pentru că s-ar putea să vă ajute ceea ce vă voi spune acum. Dietele nu ajută, cel puțin nu ajută pe un termen îndelungat, nu te ajută pe viitor. Ai rezultate acum, da, ții o dietă, slăbești și apoi ulterior te îngrași ori la loc, ori mai mult. Și aparent ai rezultat, dar nu ai rezultat. Ce pot să vă spun despre diete este că vă omoară metabolismul. De aceea,
trebuie să luăm ideea de dietă și să o dezvoltăm atât de mult și să o adaptăm nouă, să ajungem la un regim, regim de viață. Dacă o dietă îți spune, taie carbohidrați, sunt perfect de acord. Nu trebuie să mănânci foarte mulți carbohidrați, trebuie să mănânci doar carbohidrații de care ai nevoie. În plus, ar trebui să fie cei buni. Dietele doar reduc lucruri, reduc carbohidrați, reduc caloriile pe care le mănânci într-un mod foarte strict. Tu n-o să poți să ții acest mod foarte strict foarte mult. Sunt foarte puțini oameni care au o viață foarte strictă. Nu mai las dietele ca atare. Oricum o să le țineți o lună, două, trei, vă plictisiți de ele, mâncați, chiar și dacă reveniți la mâncat ok, normal, să zic sănătos și totuși nu e dietă, o să puneți pe voi și după ziceți, aolo, dieta asta trebuie să o țin din nou sau nu mai pot să țin dieta asta, este prea strictă sau ai amețeli. Deci, cu mâna pe inimă vă spun că vă complicați viața. Trebuie doar să știți ce are nevoie corpul vostru, să nu-i dați mai mult, dar nici mai puțin. Nu. Deci nu puteți să nu-i dați deloc corpului vostru, pentru că vă încetiniți metabolismul. O banană la o masă nu e o masă, să ne înțelegem, mai ar fi o gustare. Și o să fii și mai obosit, o să mănânci și mai puțin și o să te și îngrași. Și nu o să știi de ce. Îți zic eu de ce. Pentru că metabolismul tău s-a dus așa. Când mâncăm, da, metabolismul nostru merge așa. Dacă mănânci prea mult, normal că nu poate să crească metabolismul sărac, că tu îi dai mult de muncă și nu are cum să facă față. Înțelegeți? Adică nici prea mult, nici prea puțin. Trebuie să ne găsim echilibrul. Da, vorbesc povești și nu știți voi cum se face asta. Dar lucrăm toți cu corpul nostru, nu? Eu asta am făcut. Am văzut cum reacționează la anumite alimente, am văzut cum reacționează dacă mănânc foarte multe dulciuri. Ei bine, multe dulciuri nu o să fie niciodată prea bine. Am văzut cum reacționează și la mulți carbohidrați. Eu acum jonglez. Cred că ați văzut că eu mai postez pizza, hamburgeri, dar nu postez zilnic. Nu postez zilnic shawarma și mă întreb de ce m-am îngrășat. Și mulți dintre voi veți spune și că sunt slabă și de aceea mi-este ușor să vorbesc despre asta, dar diferența dintre a arăta cum arăt acum și să știți cum arătam eu înainte, eram o fată foarte, foarte, foarte slabă, în sensul de, da, mă lua vântul pe stradă și este mult mai greu să pui masă musculară pe tine când ești foarte, foarte slab și oricât ai mâncat nu te îngrași, decât să slăbești. Mie mi se pare mult mai norocos un om care este gras, care este plinuț. Pentru că atunci când slăbește, are deja forme. Mesaje, wow, ce bine arăți, aș vrea și să arăt ca tine. Și apoi nu mi se pare atât de drăguț că nu faceți nimic ca să arătați ca mine. E bine, aici este multă muncă și noroc, într-adevăr. Norocul unui genetic destul de ok, deși dacă ați fi știut cum arătam eu înainte, când eram fata șnur, fără tâțe, fără cur. Ca o acadea, doar capul era de mine. Ați fi înțeles că trebuie să mănânci destul și să faci exerciții, să faci sport. Sportul ajută. Orice fel de sport ajută la dezvoltarea corpului tău. Dar trebuie să-i dai și mâncare și totul să nu-i dai în exces pentru că îl obosești. Cum să vă explic eu? Corpul nostru, asta nu este de la mine din creier, am furat-o, mi-a spus-o și mie cineva. Corpul nostru este ca o sobă. Mâncarea pe care o mâncăm sunt lemnele. Și soba trebuie să facă căldură, da? Așa că băgăm lemne. Dar dacă bași prea multe lemne, soba se va afuma. Nu știu dacă vă este exemplul ăsta foarte clar, pentru că mulți dintre voi nu știu ce e o sobă. Dar dacă nu băgați lemne, soba nu va face căldură, da? Căldura asta este energia noastră, energia corpului. Cu energia asta eu vorbesc, cu energia asta eu sunt fericită. Fără energie, normal că o să fim puțin mai triști. Wow!
Totul este despre mâncare. Mâncați ca și cum vă iubiți. Și când zic ca și cum vă iubiți, este pentru că mulți dintre voi nu vă iubiți. Trebuie să învățați și acest aspect. A te iubi. Dar asta o să discutăm în celălalt videoclip al meu. Da? Unde o să fim puțin mai sentimentali. Glumesc. Dar o să fim acolo pe sentiment și o să învățăm să ne iubim și cum să ajungem să fim fericiți și să ne putem schimba viața, pentru că putem să facem ce vrem. Eu sunt dovada vie că fac ceea ce vreau, chiar dacă este mult mai greu, și nu vorbesc doar de YouTube,